Salutare! În videoul de astăzi vreau să vă arăt ce am cumpărat ultima oară când am fost în târgul de vechituri și să vă arăt așa mai în detaliu, să discutăm puțin despre ce am cumpărat eu aici. Am așa camera asta 3D pe care vreau să vă arăt, să discutăm puțin. Geanta asta pe care am cumpărat-o, geantă foto. Am luat niște mașinuțe Siku, asta și încă una pe care nu o mai am, care era cu o platformă și avea astea două mașinuțe. Să vă povestesc eu de ce imediat, de ce iau și mașinuțe, pentru că mi-a zis cineva să nu mai iau jucării, să mă axez pe lucruri mai serioase, dar care sunt alea serioase? Sunt colecționar și de mașinuțe, așa că o să vă povestesc eu. Am luat așa câteva reviste Xiaomi Patriei. O să le răsfoiesc puțin. Da, cine nu vrea să se uite, poate să dea mai departe. Cine vrea să vadă, poate să pună pauză, să se uite mai atent. Sunt și benzi desenate. Da. Și Daci și Romani. Un joc cu două persoane. Ăsta l-am avut și când eram mic. Dar nu varianta asta, varianta comunistă. Și ăla era mai fain. Așa că ce pot să spun? Haideți să vă arăt mai în detaliu, să pun camera de sus. Deci am să încep cu jocul ăsta Daci și Romani, pe care am dat 15 lei. Aici puțin cutia e turtită, dar în rest se prezintă bine și are toate piesele. Pe internet cam 50 de lei e jocul ăsta și am zis că e un deal bun la 15 lei, ținând cont că are toate piesele. Din păcate, ăla vechi, de care vă ziceam, din perioada comunistă, avea soldăței din plastic și era mult mai fain. Dar, na, merge să te joci și cu ăsta. Acum, ideea e că eu nu știu cum să... cu tot cu instrucțiuni, nu știu cum se joacă. Asta știu că îl bagi așa de desubt. Asta e o cetate. Asta e cealaltă. Așa. Am lăsat așa ca să se vadă. Îți pui soldăței aici. Și nu știu când și cum, câte pătrățele muți. Știu că, din ce țin minte, trebuie să ajungi cu toți aici. Aici e pușcăria, gen, unde îi capturezi pe ceilalți, pe inamici. Și na, când ajungi în capăt și ai toți soldații puși aici, ai câștigat. Dar cam proaste instrucțiunile. Am citit așa în mare, dar nu prea îți dai seama. Și e de la 9 plus. Păi, dacă nu înțeleg eu, ce mai înțeleg copiii de 9 ani? Sunt cam neclare instrucțiunile, da? Na. Cine știe să se joace, poate o să-l dau mai departe pentru un mic profituri. Văd eu, îl țin pentru mine. Na, pentru două persoane, păcat. Dacă era pentru mai mult, era mai fain, l-aș fi ținut. Dar așa, pentru două persoane, nu cred că am să-l țin. Am luat așa geanta asta cu 25 de lei. De fapt, a venit împreună, am dat 35 de lei cu camera asta. Dar să zicem că, na, camera 10 lei și asta 25 de lei. E destul de ok, geantă pentru echipament foto. Are aici niște buzunărele. E impermeabilă. Aici e foarte tare, are ceva, nu pot să-mi dau seama ce. E ceva foarte tare care nu se îndoaie, e foarte bun pentru protecție. Am echipament foto depus aici, care le țin așa prin cutii și am spus să-mi iau o geantă mai tare și mai sănătoasă. Să am în ce să îmi țin, eu știu, aparate foto vechi sau lumini sau ce mai am eu pentru foto. Eu zic că se merită 25 de lei pentru că pe internet gențile în general noi sunt destul de scumpe. După aia camera asta, care scrie 3D și dacă vedeți are 3 lentile, face 3 poze deodată din 3 unghiuri diferite.
Bine, nu e distanța mare, dar având trei poze, apoi le poți pune într-un program și le faci GIF. Și apare o imagine așa mișcătoare de la stânga la dreapta, un fel de 3D. Am să încerc să văd dacă pot să găsesc pe internet de la cineva un exemplu să vă arăt. După aia, chiar dacă folosești 3 cadre, poți să folosești cadrul ăsta și cadrul ăsta, să le pui în ochelari 3D pentru diapozitive și pentru filme. Acum nu am să vă arăt, pentru că le-am pus în cutii, încep să amenajez aici și strâng totul, dar cred că o să fac un alt video dedicat ca să vă arăt mai exact despre ce e vorba. Și da, nu am mai avut, nu am camera așa din asta cu 3 lentile. Păcat că are lentilele de plastic și pozele nu iasă așa de calitative, dar na, am un alt aparat foto cu 2 lentile pentru 3D, special pentru ochelari. Dar acolo iar în viitor am să fac un alt video dedicat. Văd că are aici un scotch. Sunt curios să văd ce e aici, baterii sau filmul? Că dacă e filmul, poate și nu-i developat, am să-l developez eu. Acum sigur îi tras filmul, pentru că văd că se dă în gol și nu ar fi o problemă dacă l-aș deschide să văd ce e aici. Ia uitați ce e aici, filmul, și nu cred că a fost desigilat niciodată, pentru că scociul ăsta părea nou, dar nu iasă. Ia să vedem, eu sper să fie tras. Fiind înăuntru, s-ar putea să fie tras. Color negativ film. Deci, foarte interesant. Made in Germany. Deci, dacă te uiți aici pe cutie, scrie și în germană. Deci aș fi curios să văd ce e pe filmul ăsta. Oricum eu o să fac și o serie în care am vreo 20 de filme developate, găsite prin aparatele foto din târgul de vechituri, și am să fac cine sunt personajele, recunoașteți personajele, și am acolo, dacă vă uitați la mine pe profil, am 2 videouri de genul ăsta, sau chiar 3, nici nu mai țin minte exact. Dar urmează o serie mai lungă, să încercăm să găsim persoanele din pozele developate. Am găsit niște persoane după 20 de ani, chiar 25 de ani, ceva de genul ăsta. Am developat pozele dintr-un aparat și am găsit persoanele. Apoi am luat de fapt cu 15 lei macaraua asta, Siku, care are ăsta brațul de plastic. Și aici e de metal și toată mașinuța e de metal. Am dat 15 lei pe ea. Problema e că acum eu am găsit cu 50 de lei nou la cutie. Dar scrie că e de plastic, deci s-ar putea că și aici să fie de plastic. Nu sunt sigur, pentru că ăsta e un model vechi. Nu e model nou și s-ar putea să fie asta de metal. Și cred că sunt mai scumpe. Și da, am să le dau mai departe, pentru că eu am o colecție foarte mare de mașinuțe pe care vreau să le dau. O să vă pun imediat un video să vedeți câte am. Am luat o platformă MAN cu 15 lei, nu, cu 20 de lei, pardon, dar avea și astea două mașinuțe pe platformă. Și asta e Siku, asta e No Name, dar platforma deja am dat-o cu 40 de lei, fără mașinuțele astea. Am dat la cineva care a cumpărat mai multe mașinuțe și am dat-o cu 40 de lei platforma aceea. Așa că, da, destul de ok prețul. Ținând cont că eu am dat 20, am dat-o dublu și am să vă arăt acum câte mașinuțe am eu aici de colecție și pe care le vând. Deci dacă sunteți interesați, puteți să mă contactați. Acum am să vă arăt așa doar o parte. Și după aia am să le dau la o parte și am să mai pun și altele. Oricum am mult mai multe, dar nu am să vi le arăt pe toate. Deci am așa, grămadă de mașinuțe,
Majoritatea sunt sicur. Este Porsche Cayenne cu remorcă. Aici un avion de tablă, foarte vechi. Majoritatea sunt de metal. Asta, tractorul ăsta e foarte, foarte vechi. În anii 70, cred că. Am și mai vechi și mai noi, uite, locomotivă, sicu, autobuz, firubuz, autocar, e că ăsta e cu spatele, tramvai, remorci, tractoare cu tot cu remorci. Asta e a doua parte și mai am, dar nu le mai pun, vă arăt doar așa în mare. Am așa, și asta e foarte veche, cu farul de diamant, autobuze din Londra, iară firobuz, autocar, mașină de pompieri, un school bus din ăsta foarte mare, mașini de poliție, un BMW, am și câteva matchbox-uri mai vechi, de locomotive, și pe abur și pe curent, rachete, alte tractoare. Alt autobuz mai mic acolo. Uite și un Dodge de poliție, alte mașini de poliție. Un Smart, un Cooper. Foarte multe am. Nu știu câte, dar am multe. Așa că dacă sunteți interesați de ceva anume, spuneți și poate facem cumva să le luați, care vreți, care sunteți colecționari de mașinuțe. Apoi am luat revistele astea, Shoemi Patrii, pe care am dat 20 de lei și 5 bucăți. Am să vă arăt acum, am să răsfoiesc. Asta e din 1983, 1 ianuarie. Dacă vreți, puneți pauză și vă uitați voi. Un cântec de la mulți ani, Ceaușescu, România. Aici benzi deținate. Vedea prin viitor departe. Nu știu cine. Dacă vreți, na, puneți pauză și citiți voi. Cele patru anotimpuri. Aici ce pot face două mâini dibace, orar, aici poți să-ți faci și un orar, țin minte că aveam un orar asemănător când eram mic. Șotronul, hai să ne jucăm, să ne bucurăm, aventurile lui Costel, povestite chiar de el. Florile recunoștinței și aici noile aventuri ale lui Avi. Avi cred că era cioroiul ăsta sau ce-o fi asta. De fapt nu are cum, nu-i cioară, că e cu alb. Nu știu, lăsați voi în comentarii ce pasăre e asta. Următoarea revistă din 1985, 6 iunie, Shoemi Patriei. Aici iar ceva cântec. Sub un cer de pace, într-o poveste, de cu dragon, Alina și Alice. Piticul la țipilă. Iar ceva joculețe ce pot face două mâini dibace. Joculețe aici de decupat. Sau poți să-ți faci formă, să decupezi pe carton. Joculețe, glume, ghicitori. Revistă pentru copii. Animale. Aici. Tarom. Ia uitați ce poză veche cu Tarom. Următoarea revistă
din 7 iulie 1985, la 4 zile după ce m-am născut eu. De aici cred că lipsesc pagini, e cam subțire. Zoopark. De fapt, nu. Dar probabil că nu mai erau bani. Și tot mai subțiri le făceau. E mult mai subțire decât cealaltă. Are doar 15 pagini. Alte benzi desenate, păpușa, celelalte aveau cât? Mai mult, 25 de pagini. Nu mai sunt numerotate. Dar aici văd că e 23, 24 și mai sunt încă câteva. 1983, în 6 iunie, și ai patriei de cu copertă de 1 iunie. Iarăși ceva cântece. Castelul fermecat, legenda riciului. Victoria de la Posada. Astea sunt foarte faine, benzile astea desenate, deci îmi plac maxim. Iar ce pot face două mâini dibaci, aventurile lui Costel. Seria continuă, dar doar după câțiva ani sau o dată pe an. Sau de câte ori ieșea revista asta, nici nu știu, cred că în fiecare lună apar. 2 februarie 1983. Fata de la Cozia. Vedeți ce, chiar sunt foarte faine desenate. Asta cred că e Ștefan cel Mare sau Mircea cel Bătrân. Cine Dumnezeu este? Nu știu, puneți voi pauză și citiți. Nu mai știu cine e ăsta. Să-mi fie rușine. Aventurile lui Costel. Asta e o carte de circulație. Din păcate văd că îi lipsesc câteva pagini din față și nu știu în ce an a fost făcută. Vedeți că e pagina 3. Dar e foarte educativă. Și păcat că nu se mai fac așa și în zilele de azi. Pentru că prin povești te învață să treci strada, semnul verde. Să ai grijă la circulație. Sunt mai multe povești aici. Uite, semaforul, cățelușii călători, hai copii în pas cu bioi. Povestea unei supe cu găluște. Da, e furiește ce urățesc, Doamne. Povestea mingii. Probabil a dat-o în stradă și l-a călcat mașina. Omuleții de gumă. Basca, uite, a luat vântul basca și s-a dus în stradă chiar când vine mașina, când venea mașina. Era o noapte fără lună. Te învață pe ce parte să circuli, uite cum circulăm noaptea. Foarte interesantă pentru copii. Uite, era cu mașinuța, să nu se ducă în stradă, probabil. Cu tata la țăndărică. Cine ajunge primul la grădiniță? Joc. Cu mințica. Ia uitați ce urâți și furași ăștia. Pățania lui Viorel Năzdrăvănel. Sunt faine.
Uite, așa da, așa nu. Vezi? Chiar e foarte interesant, mi se pare interesant. Când o să am odată timp, o să le răsfoiesc. Teatru de grădiniță, trăiesc cu cuiați, bine strada traversați. Și cântece cu semaforul. Mingea lui Neluțu sau Lenuțu, îmi place mie să zic. Așa da, așa nu. Și dacă vă întrebați de ce așa nu, pentru că pe vremea lui Ceaușescu erau super pline firobuzele, trolebuzele, și se stătea pe scări așa, exact așa, câte 3, 4, 5 oameni erau aici. Erau arhipline când ieșea lumea de la lucru și nu avea cu ce să meargă, pentru că trolebuzele treceau mult mai rar ca acum și erau arhipline, ca în India, pe trenuri. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să lăsați un like, apăsați acolo pe butonul ăla de like pentru că mă ajută, lăsați un comentariu, abonați-vă dacă nu ați făcut-o și ce pot să spun, până data viitoare, aveți grijă de voi!